În aceste zile, sute de ieșeni au ajuns de la masa de Paști direct pe patul de spital. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în rândul pacienților care au băut prea mult. Din cauza consumului de alcool, nu au lipsit și incidentele violente. Numărul de pacienți prezentați în urgență a fost în creștere, 200 în ziua de sâmbătă, 250 duminică și luni 300, un număr foarte mare. Cazuri de pacienți cu exces de alcool, fie pacienți diagnosticați deja cu boală hepatică cronică, ciroză hepatică. Au fost și pacienți cu etilism acut, au fost și pacienți care, pe fondul consumului de etanol, au fost implicați în diverse agresiuni. Tot zilele acestea, două persoane din localitățile Brătuleni și Brăiești au încercat să își pună capăt zilelor. Au fost salvate în ultima clipă de către rude care au sunat la 112. Este vorba de o femeie de 50 de ani cu tentativă de suicid prin spânzurare, găsită de către familie, apoi de către echipajul de prespital care a tratat-o, dar este în comă anoxică, creierul suferind din cauza lipsei de oxigen, iar în cazul bărbatului care se află în comă, în terapie intensivă la spitalul nostru, a fost vorba de o intoxicație medicamentoasă cu medicație cardiovasculară plus alcool. Cei mai mulți pacienți ajunși la urgențe s-au înregistrat în cea de-a treia zi de Paști. V-ați gândit că vă petreceți Paștele la spital? Nu. Nu. Asta e. O soră care are niște petre la ficat și a făcut niște crize. De la oboseală s-au acumulat. Mă așteptăm să vedem că trebuie să o băgăm în operație. I-a apărut o umflătură la gât și asta e. Când i-a apărut umflătura? Are vreo două săptămâni. Și a stat așa până în ultimul moment? Așa, bătrânii sunt mai încăpățânați. Au fost și accidente casnice. Două femei au ajuns în stare gravă la Spitalul Sfântul Spiridon după ce s-au oporit în timp ce pregăteau bucatele pentru masa de Paști.